Am venit astăzi la Natură și Aventură, în zona cunoscutei mănăstiri de la Râmeți. De la intrarea în Cheile Râmeți. De fapt, e vorba de Cheile Bine, Mănăstirii. Ea este cunoscută ca și Mănăstirea de la Râmeți, cum spune Adi, cunoscută pentru turismul ecumenic. Nu ea ne interesează acum. Pe noi ne interesează în continuare, dacă mergi pe șosea, ajungi în Cheile Râmeți. Suntem în județul Alba, la 20 de kilometri de Teiuș, un oraș bine cunoscut și... Bineînțeles, da. Mănăstirea ca punct de plecare pentru tura noastră de astăzi. Deci se poate veni pe un drum asfaltat până, da, aici, până la mănăstire este asfalt, iar de aici, aici începe încă 5 km. Parte din masivul Trascău. Trascău, da. Masivul Trascău, poate o parte din telespectatori au mai auzit despre Cheile Râmeți. Noi am încercat... Cu siguranță nu așa cum o să le prezentăm noi astăzi. Noi am încercat de-a lungul timpului, chiar noi trei am fost în nenumărate emisiuni pe care le-am făcut. Tot în zonă. Nenumărate locuri din munții Trascău și poate că chiar... S-ar putea zice că am fost prea des, de ce nu mai căutăm și alte locuri? Pentru că este o zonă foarte pitorească, o zonă care încet, încet își pierde locuitorii, care probabil peste 5-10 ani nu va mai avea locuitori deloc. În primul rând pentru diversitatea lor, pentru că și ce vom face astăzi va fi cu totul diferit de ce am făcut până acum. Corect. Sperăm cel puțin referitor la ce pozitiv. Spunea Dan, la locuitori și la sate, la capătul Cheilor se află un sat, da, Cheia, așa se spune, o să ajungem acolo și să vedem ce mai găsim acolo. Da. Muzeu etnografic din... în stare de părăsire. Da, exact cum spune, muzeu etnografic părăsit, care probabil, cum spuneam, peste câțiva ani va fi prăbușit și va fi dat uitării. Hai să vedem. Acela, să zic, va fi scopul final, dar scopul bănuiesc că va fi drumul până acolo. La cum se... Hai să vedem. Am venit pe un drum. Descoperim aici ceea ce a rămas de la o mare acțiune de curățire care... Cred că în toamnă, da. ...în România. Cum se întâmplă de obicei? Câți oameni muncesc și după aceea efortul comun... Asta e exact ce povesteam cu rezultatele unei asemenea, da, acțiuni. Gunoiul rămâne în majoritatea... Dincolo de asta am venit pe un drum de vreo 3 km presărat. Da, de gunoaie, cu construcții de foarte prost gust, construcții neadecvate unei zone tampona, unei rezervații și neîncadrate în ceea ce în se peisaj, numește, da, mă rog, în peisaj și în arhitectura locală. Cam asta este capătul din avala Cheilor, sunt bariera pentru gunoaie. Practic în general, de aici începe sălbăticia și puțină până, lume mai reușește. La urmă nu devine cine își construiește, devine cine le dă aprobarea. Corect. Ideea e că un turist obișnuit vine pe drumul ăsta într-un peisaj natural de excepție, care e presărat cu chestii de genul ăsta. Ne-am ambalat un pic venind încoace și văzând toate astea. Da. De aici încolo, intrăm între chei și o apucăm ia pe traseul nostru, unde evident că o să scăpăm de toate astea. Da. Așa că hai să mergem. Avem lângă noi Valea Georgiului, vale tumultoasă, alimentată bine cu apă, volum mare de ape. Nu știm cum o să trecem, în ce locuri o să trecem, e posibil să trecem și prin apă. O să vedem, de asta ne grăbim puțin ca să putem să avem destulă lumină, ca să putem să facem tot ce ne-a propus. Să ne întoarcem teferi. Ce lungime au cheile? Aproximativ 2 km lungime. Îmi pare mare scofală să parcurgi 2 km, nu? Nu, dar în condițiile care vor urma, bănuiesc că va fi scofală mare. Da. Din 1969 e declarat rezervație complexă, peisagistic, botanic, geologic și așa mai departe. Și aici avem floare de colț, iară, ca și raritate. Da, da. Prima peșteră din chei. Câte peșteri sunt? 47 de peșteri sunt în cheile astea, dintre care două sunt destul de lungi, una peste 300 de metri, peștera cu apă din Cheile Râmețului și mai este peștera uscată din Cheile Râmețului, are vreo 200 și... Hai să mergem, plin de grote, abriu. Aici încep deja primele amenajări. Plimbarea ușurică cam până aici. Da. Asta este punctul care turistul obișnuit poate să ajungă. Am venit până aici cu cameramanul de aici. Lăsăm cameramanul, o să luăm noi o cameră mai mică cu noi.
Noi o să părăsim firul apei și o să luăm pe versant în sus, pentru că, mai ales în perioada asta anului, când apele sunt mari, cablurile sunt scufundate în apă și... Asta o să vedem exact când o să ne întoarcem, dacă sunt cabluri, dacă sunt... Temperatura apei nu te îndeamnă să faci baie acum. Când ne întoarcem, vedem dacă putem să venim înapoi pe firul apei. S-ar putea să nu putem. O să încercăm. Sau o să venim prin apă puțin eroic. Traseul nostru a fost stabilit în așa fel încât să urcăm pe brâu Caprei, o brână foarte îngustă și foarte expusă, și să venim înapoi pe firul apei. Trecând prin satul Cheia. Eu mă îndoiesc că vom putea veni pe firul apei datorită apelor umflate și super reci. No, de aici, de dragă. Iulie rămâne aici, noi mergem mai departe. Ăsta este locul în care părăsim cameramanul, pentru că terenul începe să devină accidentat. O să luăm cu noi o cameră mai mică care ne va însoți în drumul nostru peste brâul de mijloc, peste brâul Caprei, care traversează Cheile Râmeniței. Pe vremuri nu există niciun fel de amenajare aici cu coabele astea metalice în pereți, erau niște cabluri. Dar pe aici nu se punea problema să nu treci, treceai prin apă sau când apa era scăzută, pe frige. Bă, asta arată amenajări serioase. Poate că îți pun în partea cealaltă cablul cum trebuie și o să putem veni înapoi lejer. O să vedem. Mă îndoiesc, ne uităm, dar mă îndoiesc. De aici trebuie să ne descălțăm. Distracția o să fie că apa are vreo 4-5 grade. Bă, și foarte alunecoase. Dacă cumva tragem o trântă în apă, asta o să ne termine Iohace Recei. Și alunecă pietrele sinistru! Asta este locul în care poteca pe care noi o să urmăm părăsește firul văii. Trebuie să o luăm pe aici, sunt niște cabluri. Putre de complet cablurile. Da, le-am legat eu acum vreo două luni sus. În general este bine atunci când vă angajați pe poteci sau în locuri periculoase amenajate cu cabluri, să verificați calitatea cablurilor. Dacă aveți anumite dubii, mai bine nu vă țineți de cabluri, vă țineți de orice altceva decât de să vă lăsați viața plin de încredere niște cabluri care s-ar putea să se rupă, mai bine nu vă țineți de ele sau mai bine nu faceți traseul. Ca dovadă că mai există și victime. Uite, mai avem aici un băiat care a murit în 88. Pe principiul celor trei frize. Băi, voi v-ați ținut de cablul ăsta? Nu. Niciodată să nu te ții de un cablu. Primii vestitori ai primăverii. De aici mare grijă că e udă. E udă stânca. Stânca sub frunze, da. Avem sub noi marele hău. Hău, hău. Da, hău, hău. Acum încă e bine, dacă e zăpadă, mai... Atunci ai total contraindicat traseul. Asta e începutul numai. Senzațional pereț de escaladă sportivă să aștea. Da, și nu numai de sportivă, pe partea altă sunt și de pentru alpinism, de alpinism, dar Cheile Râmeniței sunt așezate oarecum nu în calea drumurilor obișnuite alpiniștilor, bașca, pereții sunt sus. Ar trebui un pic de efort să ajungi la el și pe vremea pioneratului alpinismului au fost chei mult mai accesibile decât astea, cum ar fi cheile Bicaz, cheile Turzii, cheile Iudului. Foarte frumos. Da. Mă, foarte multe cristale, văd. Partea mai expusă a fost chiar jos, de unde dacă scăpai... Prima porțiune mai expusă. Da, prima porțiune, dacă scăpai, bine nu ți era. Aici, cu puțin atenție, merge și chiar dacă scapi... Nu, aici nu e nicio problemă. Te oprești, cred că. Dar urmează deja 10 metri, urmează locuri mai expuse, da. Da? Ok. Și vor urma și mai expuse decât avem jos. Grijă. Și aici vom ieși brusc deasupra golurilor. Wow! Nu de aici se deschide. Peisajul, da, în sfârșit. Bine, vom mai merge încă prin cotloane, dar e senzațional. Uite, se vede și râul jos, multă zăpadă, vezi? Da. Foarte multă zăpadă jos. De acolo se explică și temperatura. Și temperatura apei. Da. Undeva stânca aia de acolo marchează ieșirea din chei. Mai este până acolo încă. Deci acolo e o șeuță micuță, de acolo încă mai este stâncăra aia.
Da, dar noi o să o luăm pe aici, pe toate deci stâncărăile astea pe exact, dreapta care toate le clanțurile și peste toate clanțurile astea toate clanțurile și undeva mai încolo începe satul mult căutat. Brâu Capre se numește? Da, Brâna Capre. Brâna Brâu. E mult mai sus de 100 de metri față de vale. Am ales și noi cel mai periculos sezon de umblat prin chei. Da. Primăvara când se dezagregă rocile. Da, soluția dacă veniți în locuri de genul ăsta, unde mergeți pe sub pereți mari, asta este valabil pentru toți munții României. Dacă auziți zgomot de pietre care cad, imediat săriți către pantă, deci către peretele care se numește și vă băgați sub primul bolovan mai mare, cât mai pitiți acolo, pentru ca bolovanii care cad să sară peste voi. Dacă rămâneți pe mijlocul pante și vă lăsați un bolovan căzut de undeva de sus, sunteți ca și morți, cu siguranță. Aici cât de cât te simți în siguranță datorită arborilor din margine. Tot timpul trebuie să fii foarte atent la să nu calci pe pietre rotunde sau ceva, orice pas greșit e fatal în zonele astea. Bine cât ești de gras, mă. Așa e corect, să te înțepenești aici. Deci eu s-ar putea să mă înțepenez, ce șpraiți, mă. Hai că... Deci traseul este recomandat masca bănogilor. Exact. Iată, uite, am și găsit o chestie interesantă. Cum vă spuneam, brâna asta, sau brâul ăsta, nu i-aș spune brână pentru că nu e așa de expus încât se spun brână, brâul ăsta se numește brâul caprei. Iată de ce se numește brâul caprei. Avem aici lăsătură de căprioară. Capreolus capreolus. Căprioara noastră strămoșească pe care o vedem pe toate câmpurile. Lăsătură înseamnă practic excremente. Sunt aici lăsate mai multe, este o brână frecventată de capre, probabil când trec din partea aia în partea asta altă. Uite, chiar eram curios dacă o să o găsesc, am găsit. Prea filozofă la care l-o țepenit. Ce te folosești de cablu, mă? Nu mă folosesc, că nu știu ce-i, cum e legat în capăt. Te ținem de cablu. Dacă vrei, poți să ții, că e bun pitonul. E opțional. Este un cadru care merge, pe exemplu, nu faceți ca noi, este prins foarte prost aici. Important este să nu vă lăsați cu toată greutatea și toată încrederea în ea. Pot să ții oarecum echilibru, dar cu atenție. Băi, ce prostie, să duc acolo cu cablul ăla. Deci nu are bucă în capăt. E prins pur și simplu prin presare. Asta e ultimul urcuș de pe brână. Ajungem la coborâș, da? Ajungem la stâlpul ăla ce-l văzusem de departe. Și de acolo mă coborâre până în sat. Uite ce frumos se deschide deja valea. O, e biserica chiar după brada, da, acolo. Se vede biserica și în spate o casă, dar
nu dau seama dacă acoperiș de țiglă sau de paie. Cred de aici. De mi se țiglă. Pare că... Da, da. Nu se vede satul, undeva aici jos în satul e mascat de pădure, satul părăsit, oricum casele sunt foarte împrăștiate pe toate valea asta, e de mers enorm. Noi de aici am terminat cu traversarea brâului Caprei, ne dăm drumul jos pe cărarea asta, ieșim jos undeva pe cărarea de lângă pârâu, de lângă Gioagiu, continuăm pe pârâu Unamonte și ajungem în sat. Hai să mergem. Trecem din lumea sălbatică stâncărăilor. Da, aici am într-o zonă. Da, intrăm în zona mai domoală, așa că iarna e un pic mai tardivă aici. Brusc în altă lume, mă. Uite, beci de casă aici. Limita rezervației. Avea 60 de familii și acum mai sunt încă 3 persoane care mai locuiesc aici. Și au mai rămas 3 persoane care locuiesc. Dar țin tot de satul cheia, toate 3 care locuiesc aici. Da, ci că da. Da. De câte am mai povestit. Parcă ne aflăm într-un muzeu al satului. Numai atâta că ăsta chiar adevărat. Da. Nu refăcut. O pajă este frumoasă, curată. Ca dovadă că turiștii încă n-au penetrat în zonele astea. Repet, trebuie să repet, în zonele în care omul n-a penetrat și în care se ajunge greu, în care turiștii n-au ajuns, e curat. Mă, ăsta înverzit. Super, ăsta înverzit e... Bănesc că au avut și grădini, extraordinar. Cu copeluri. Și copaci ăștia un pic înverzit. De asta spun că e bine când Paștile 1 mai, când nu e vegetația foarte stufoasă, da, să acopere... Chiar mă bobocesc. Da, copaci. Chiar mă bobocesc. Atunci e foarte frumos. Cred că e ceva troiță asta. Da, troiță nu e mult. Siguranță nu mă mânt. E băgat într-o piatră de moră. Da, e băgat într-o piatră. De-al minte, era o moră aici, știi? La intrare mai de mult. Da. Era da. O moră, dacă ai deschis. Și pe Valea Brădești, după câte știa, vreo 9 mori au fost. Da, monument ridicat la ziua tămăduirii, da. De familia Petruț, Ion, mă rog, Maria Laurita. Da, 67. Pe vremea aia, satul era încă locuit. Populat, da. Da, încă populat și probabil populat destul de bine. Da. Asta era zona necooperativizată și probabil că erau destui care le convenea să stea aici, fiind zona necooperativizată. Păi, cred că după 89 a început să se depopuleze așa. Da, după 89. Când au crescut și oportunitățile. Au prins și o icoană în crucea asta ascultată. Gospodării uriașe cu o istorie de sute de ani brusc să dispară. Uite cu pictură în jurul ferestrelor. Foarte interesant. Da, da, uite că se vede. Motive. În jurul ferestrelor au făcut niște motive, albastre și verzi. Da, da, aici e de rămas. Da. Altă lume, domnule. Cu grajdurile de porc și de... Foarte periculos să intri pentru că risc să se prăbușească peste tine. Ce mai este neputred și... Se vede din ce materiale a fost construită. E o casă de lemn, da, făcut pe desubt, tencuită cu lut, cu paie și după aceea tencuită și cu mortar de ciment peste. Cu maximă prudență trebuie călcat peste tot. Risc enorm de surpare. Senzațional aici, cred că o fi fost baie, măi. Sau un spălător ceva. Noi deja cam
Sunt cam dispărute toate urmele de civilizație. Totul intrat în putrefacție. Maximă grijă. Hai să părăsim acest loc periculos. Totul stă să cadă aici. Totul e vechi și stă să cadă. Asta cred că destul de recent a fost părăsită. Mai solidă încă. Incredibil cât de repede poate să dispară o civilizație în câțiva ani. Așa cum ne-am propus, am ajuns în capetul Cheilor Urmeților, în satul Cheia, pe care îl revedem după multă vreme. 3 ani, nici nu așa de multă vreme. Da, uite că nu mai locuiește nimeni aici. Clădirile, așa cum ne așteptam, mă rog, casele tot mai surpate, da. Tot mai surpate, vorba poetului Dust in the Wind. Așadar, deci, avem, există șansa ca asta să rămână o zonă totuși frumoasă și sălbatică. Zona frumoasă, dar o parte din șarmul zonei sunt casele acestea, care în 10-20 de ani dispar până în temelii. Bine că am apucat să vizităm înainte de dispărea. Vorba trebuie să ne îndreptăm către, să coborăm iarăși la apă. Să încercăm să coborăm pe firul apei, cu toate că slabe șanse, după cum se arată. Nu avem speranțe, dar mergem până acolo, vedem dacă nu putem ne întoarcem pe unde am venit. Hai să mergem. Cel mai sigur să nu ne prindă nici ploaia, pentru că pe brână ploaia e fatală. Cel puțin la indicațiile turistice de pe marcaje. Hai că timpul ne presează! Problema. Cred că ai murit necat aici, dacă ai încercat să mergi. La ce volum? Eu cred că... Te ia de pe picioare, efectiv. Vara chiar mi-ar place, ar fi o aventură, dar acum nici nu poate fi vorba despre așa ceva. Va trebui să încheiem locul ăsta, tura noastră de astăzi. Văd că și plouă. A început și ploaia, o să luăm înapoi pe drumul pe care avem, dar nu mai plimba, pentru că l-a tot dus chiar pe vreme bună. A început să plouă, trebuie să ne gândim, pentru că dacă pe brâna aia... Îi udă, e nasoală treaba, da. Așa că mai vine și tunel. Hai să luăm înapoi. Pe drumul cunoscut înapoi. Da?